Oameni buni, la mulți ani și bine v-am regăsit la Secretele Brașovului. Începem anul nou așa în forță, cum ne stă bine și stă bine oricărui om care și-a propus și și-a făcut planuri în noul an. Și așa glumind putem să spunem că începem cu taxe și impozite, pentru că începând din 8 ianuarie se vor putea plăti taxele și impozitele, cel puțin așa erau zvonurile, dar tocmai pentru a vedea exact de la sursă, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, îmi am alături de mine pe domnul Marian Ionescu, directorul executiv al Direcției Fiscale Brașov. Bine ați venit, domnule Ionescu! Bună ziua! Bine v-am găsit și la mulți ani pentru toți brașovenii! Așa cum și anunțam, haideți să vedem puțin că începe ca în fiecare an, încep discuțiile, când se pot plăti taxele, cum se pot, și știu că dumneavoastră aveți chiar, bineînțeles, sunteți sursa care furnizează aceste informații și o să vă rog să începem cu lucrurile mai importante în acest sens. Păi, după cum bine știți, în fiecare an, în primele zile, pregătim deschiderea noului an fiscal și în 2018, începând de luni, brașovenii pot să plătească impozitele și taxele atât online, cât și la caseriile Direcției Fiscale. Mai avem și două agenții, avem pe Turnul lui, acolo unde sunt permisele auto, și mai avem pe Strada Lungă, și acolo avem două caserii deschise, unde pot să-și plătească. Deci, bineînțeles, online sunt două site-uri pe care pot plăti brașovenii, ghiseu.ro, care e cunoscut deja în toată țara, și pentru brașoveni, brașovcity.ro, la fel, de asemenea este cunoscut, cei care au cont pe Brașov City. Dacă nu, poți să-și facă cont și acolo, ca și pe ghiseu.ro. Poți să-și facă cont ori pe Brașov City, ori pe ghiseu.ro. Și pe ghiseu.ro trebuie să respecte niște instrucțiuni care sunt scrise și poate să-și facă plata impozitelor pe ghiseu.ro. În afară de plata impozitelor de pe online, se mai pot vizualiza acolo și alte lucruri? Adică omul poate să intre să-și mai vadă o situație? Pe ghiseu.ro doar pentru plata impozitelor. În schimb, pe Brașov City pot să-și vadă patrimoniul pe care l-au, câte mașini. Deci ceea ce e înregistrat. Da, tot ce e, cu tot ce e înregistrat la noi. Anul acesta, tot așa, vis-a-vis de bonificații, știu că dacă anii anteriori se plătea până în, nu știu cât, martie sau așa, exista o bonificație? A rămas la fel ca și în anii precedenți. Bonificația este de 5% pentru cei care plătesc impozitul pe întreg anul până în 31 martie. De asemenea, impozitele pentru anul 2018 sunt la același nivel ca și în anul 2017. Noi de ceva ani n-am mai mărit impozitele, de câțiva ani buni, să zic așa. Cu toate că am văzut, acum, cel puțin în ultima perioadă, sunt primării în țară care au început să, pe ultima sută de metri, să vină să modifice, să vină cu creștere ale impozitelor și taxelor locale. Aceasta și datorită faptului că impozitul pe venitul din salariu a scăzut de la 16% la 10%. Și atunci ar putea să fie un deficit de venituri pentru primul. A bugetul... Da. Și atunci ei au venit cu o creștere. Da, să vedem, să sperăm că vor știu că de ani de zile primăria a reușit să mențină... Și anul acesta noi bugetul prognozat l-am realizat, chiar am avut o depășire și am compensat acele cote din impozitul pe venituri care nu au fost încasate integral de la bugetul de stat. Da. Deci sunt brașovenii, nu știu, aveți așa o idee vis-a-vis de alte orașe, alte județe, cam cum stă Brașovul din punct de vedere al gradului de colectare sau asta nu, n-o spun, nu o, eu vorbesc pe cifre, pe da. Realități. Brașovul stă foarte bine, este în top, are un grad de colectare de peste 93%, un grad foarte bun de colectare. Ține și de managementul pe care îl ai, pentru că dacă tot timpul dacă nu a plătit, îi trimis somația și ești tot timpul aproape să nu lase o perioadă prea lungă să nu-și plătească, atunci omul deja se disciplinează și știe că nu are ce face, trebuie să vină să-și plătească. Da, exact de asta v-am întrebat, pentru că am văzut deseori multă lume la caseriile care sunt acolo și, bineînțeles, dacă ne puteți spune și dacă a crescut numărul celor care plătesc online în ultima perioadă? Urmăresc chestia asta de câțiva ani cu plata online și vreau să vă spun că de la an la an încasarea prin sistemul electronic crește exponențial, pot spune. Chiar acum am scos o situație să văd comparativ 2017 față de 2016. Pe Brașov City
s-a dublat de la 5.000 de oameni, aproape s-a dublat de la 5.000 de 4.968, am ajuns la 8.000 și ceva de brașoveni care au plătit online și ghișeu.ro practic de 4 ori a crescut, de la 1.000 de oameni care plăteau, care au plătit în 2016, în 2017 au plătit aproape 4.000. Și vă așteptați probabil în continuare să și crească. Și ne așteptăm să crească, pentru că ghișeu.ro a fost pornit mai târziu, de-aia și-a crescut în 2016, a funcționat doar pentru amenzi. Exact, da. Știu că ați venit dumneavoastră tot în emisiune și da, ne-ați spus atunci. Da. Funcționează și pentru impozite și taxe. Evident se face o economie de timp, bănuiesc, că stai în fața calculatorului și dacă economie de timp fundurile... și din partea contribuabililor și din partea noastră spațiu, după cum ați văzut spațiu, dar nu e destul de mic și din acest motiv noi am început să construim în spate, în spatele clădirii actuale încă o clădire ca să mărim spațiu atât destinat contribuabililor cât și pentru inspector la etajul 1 și 2, pentru că stăteam destul de înghesuiți. Da, chiar și eu știu că la un moment dat am venit și făcusem o solicitare tot cu ceva ce privește taxele și impozitele locale și m-am dus la un inspector, cred că sus la etaj și chiar am văzut că da, nu prea, toate. Adică stau destul de înghesuiți. Se mulțește poate și arhiva de la exact, la avea o grămadă de hârtie acolo, dar na, era bună dispoziție, aia era un lucru bun, da. Măcar. Din punct de vedere al economiei se plătește aceeași taxă, deci doar că practic se câștigă timpul respectiv și da. Oamenii de acolo, dar în rest din punct de vedere financiar e același bani. Lucru, e același lucru, da. Da. Nu, și nu, da, nu plătesc comisioane, nu, deci exact, asta vreau să zic, dacă de primărie. Deci nu se plătește alt comision. Da. Da. Din punct de vedere al spuneați mai devreme că aveți un grad de colectare de peste 90%, 93%, ceea ce într-adevăr mi se pare mare dacă ne gândim și la alte județe și mare în general, că e aproape de 100% oricum. 100% niciodată nu poate să fie, pentru nu că se va întâmpla, activitatea probabil. Noastră este într-o dinamică continuă. Sunt firme care intră la faliment, sunt succesiuni care se fac, sunt tot felul de... Și alea nu se pot prinde, practic, exact. Nu pot să delimitez un timp, deci e tot o dinamică continuă. Dar vis-a-vis de această discuție pe care până la urmă o aveți cu contribuabilul, care sunt pașii, nu știu, sau care, hai să vedem, care sunt cei mai rău platnici în ghilimele, fără să-i numim, evident, dar sunt din persoane fizice, persoane juridice, în general, cu probleme, din insolvențe, din... Sunt și, în general, cei mai rău plătiți sunt cei care n-au patrimoniu. Care iau amenzi și știu că nu ai, n-au venit. Nu ai ce să execuți. Acolo ar fi. Dar și acolo lucrăm la, trimitem în instanță și facem dosare pentru muncă în folosul comunității. Cu, bine, mediatizatele prostituate, care nu-și plăteau și aveau amenzi de... Tot tipul da, erau... De sute de mii de lei. De noi vorbim. Da. Și am transformat amenda muncă în folosul comunității. Să știți că sunt unii care au zis, domnule, prefer să mă duc să plătesc la ghișeu decât să fac muncă în folosul comunității. Asta e culmea, da, e da. Ceva a început să devină da. Asta da. Cu munca. Tot ne plângem că nu avem mână de lucru, iată și de ce, dacă până la urmă nici aia pe care amendați nu sunt dispus să fac o muncă în folosul comunității. Da, preferă să vină să plătească. Da. Bun, până la urmă bani sau muncă, tot aia e într-un fel sau altul, că tot acolo se duc, aia se angajează oameni și da. Tot aia ar trebui să fie. La nivelul de penalități, se aplică penalități și anul acesta, dacă nu e modul standard? Se aplică penalitățile prevăzute de cod, de procedură fiscală. Da, deci nu s-a schimbat nimic da. Din acest 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, ca și anul trecut. Spuneați apropo de asta de aș vrea să revin un pic la partea de sediu. Știu că ziceați că vă extindeți din punctul ăsta de vedere. Va rămâne în continuare sau ghișele vor rămâne în continuare acolo și după extinderea? Adică... Da, noi vrem să facem un sistem, deci să va intra tot în față, prin dorobanților 4, da. Nu pe gang, și o să fie o intrare comună, să comunice cele două clădiri. În față vor fi doar caseriile și în spate o să facem inspectorii. Da, cu inspectorii.
Am înțeles. Deci, practic, da. Nu va rămâne. Locația dar, este aceeași. Da, dar la inspector aveam o problemă pentru că erau foarte aproape atât caseriile și inspectorii, vedea, la 2 metri erau inspectorii. Da, acolo când se fac mai multe persoane, da. Deja nu mai pot să unesc rândurile, e mai complicat, da, așa este. Din punct de vedere al scutirii de plăți la impozite, pentru că și aici știu că au fost discuții și discutam chiar și înainte de misiune vis-a-vis de la ce se fac la scutiri, la clădiri, la cei care își fac fațadele sau așa mai departe, aveți ceva în plan anul acesta? Păi anul acesta a fost aprobat de Consiliul Local scutirea pentru cei care au monumente istorice și sunt scutiți. De asemenea, pentru asociațiile non-profit care fac activități filantropice, sunt scutite de impozit pe clădiri și teren. Cam astea au fost la latitudinea Consiliului Local și au scutit. Restul sunt scutirile care se practică an de an pentru persoanele cu grad de handicap sau, știu eu, veteran de război sau alte categorii de personal. Da, aici chiar discutam apropo cu cineva și îmi povestea că trebuie să vină să depune tot timpul anumite acte și venea, mă rog, în întâmpinare, spunea că atâta timp cât legea este dată de așa natură, dumneavoastră trebuie să solicitați acele acte, poate anual sau de fiecare dată, da, când vine. Noi trebuie să ne supunem legii, nu exact. Avem ce face. Ei erau puțin așa că spunea, domnule, eu am o invaliditate, îmi lipsesc picioarele, doar mi-au apărut anul viitor picioarele și doamna de acolo chiar îi spunea că asistam la discuție, domnule, zice, eu vă cred, așa este, dar nu ține de noi, dacă așa este legea, nu, și noi cazul, trebuie să vă solicităm. În cazul persoane cu grad de handicap, acum nu mai trebuie să depună, au depus. Da. S-a modificat în 2016 legislația, atunci a fost trebuia să-și reînnoiască, dar acum nu trebuie. Deci nu mai este cazul acum. Asta, iată, e un lucru pozitiv. Da. Nu știam de partea asta. Din punct de vedere al scutirii la impozitele auto, pentru că și aici au fost discuții, se acordă? Există? Păi sunt scutiri pentru autovehicule care funcționează pe sistem electric. Da. Sunt 100% scutiți și 90% cele hibrid. Care au electric, da, și hibrid, da. Sunt scutite. Sunt, am văzut, sunt în creștere, dar totuși sunt puține. Chiar mă uitam vis-a-vis de asta la un studiu acum recent și în țară. Nu sunt. Noi aveam, cred că domnul purtător de cuvânt, domnul Stoacea, m-a întrebat într-o zi câte, să verific câte sunt. Am impresia, dacă nu mă lasă memoria, că în jur de 5. Da, deci sunt puține. Pe sistem electric, care funcționează pe sistem electric. Deși în parcări, deja în Brașov, există prize. Da, sunt avem locuri aproape unde de primărie, sunt, din ce știu eu, nu exact, știu, în altă, da, parte de unde mai sunt prize. Mai sunt. Oricum, și dacă nu de acasă când pleci, doar în oraș nu prea rămâi fără curent, mai greu. Da, da. Noi o să ne bucurăm că de multe ori zicem, domnule, să treacă pe sistem electric, dar eu sunt convins că o să se mute acciza. Exact. De la benzină o să se mute pe curent electric, probabil. Da. Adică după baraton o să scăpăm. Da, e normal, până la urmă taxe trebuie să se colecteze, ce se produce trebuie plătit și așa mai departe. Da. Din punct de vedere al, nu știu, unor taxe sau impozite noi, există ceva diferit față de anul trecut? Nu există diferit decât că începând cu anul ăsta, acum e în dezbatere publică, o să introducem o taxă hotelieră care e o taxă specială și acei bani sunt folosiți pentru promovarea turistică a orașului. Da, asta cred că se practică, am văzut-o în toate orașele europene, da, au preluat-o, civilizate. Da. Să e o taxă, 1%, 2% sau nu știu cât. Noi am acolo stabilit 1%, la fel cum au și cei de la Sibiu, am stabilit-o să fie, da, votată de Consiliul Local, să vedem cât va rămâne. Atât am propus-o noi. La Sibiu am văzut, la București am văzut și mă gândesc acum, dacă tot se vorbește de construirea acestui aeroport la Brașov, poate devine și Brașov așa un break city pentru... Da, să vină oameni care vin și să își petreacă timpul liber în Brașov. Și Brașov întotdeauna a fost un oraș turistic. Iarna avem Poiana Brașov cu schiu și vara pentru recreație. Am văzut că a început să mai se construiască diverse parcuri din astea de divertisment. Da, și mie, nu știu, dar adică mi se pare o taxă, nu mi se pare deloc a fi o taxă rea, în ghilimele. De ce? Pentru că de câte ori m-am dus și am ieșit și afară la schi în Austria sau te duci, nu există taxă, o plătești, îți spune tariful camerei și când ajungi acolo și spune taxa e 2% din taxă și spune cât costă, cât e acea taxă și o plătești,
la ei acolo, direct. Și când a fost la mare în Bulgaria sau da, exact, da, și da. La, deja e o taxă cam general valabilă în zonele turistice. În toată lumea, da. Aproape, da. Și până la urmă... Și banii ăștia sunt să folosesc decât pentru promovarea turistică a orașului. Da, adică să-i reinvestezi, da, practic, să închide un cerc și nu îți face decât bine, practic, orașul, adică îți aduc alți turiști. Îi ajută atât pe hotelier, cât și pe autorități. Da, din punctul ăsta de vedere, atâta timp noi că o să încasăm impozite mai multe, ei că o să aibă turiști mai mulți. Da, adică e un câștig de ambele părți, în mod normal, în special pentru o zonă turistică. Din punct de vedere al, nu știu, dificultăților pe care le-ați întâmpinat vis-a-vis de anul trecut, au fost... ceva, nu știu, mai multe, mai puține, vă confruntați cu anumite probleme mai așa sau sunt cele generale? Activitatea de zi cu zi, nu pot să spun că au apărut nu știu ce. Am avut în anii așa, să zic, multe procese cu parcul industrial Roman, dar în ultimii ani le-am câștigat și s-a finalizat, s-a lămurit situația și trebuie deci... să plătească impozii, s-au clarificat. În rest, așa, activitatea de zi cu zi pe care o avem. Da, nu e nimic ca spectaculos pe partea asta. Da. Din punct de vedere al personalului, acum sunteți acoperiți? Că știu că în anii trecuți mai aveați probleme cu partea asta. Cât suntem acoperiți? Tot timpul, noi, la noi, deși noi tot strigăm să diminueze birocrația, să scadă, de la an la an mai apare în lege că mai trebuie să mai facem o situație, să mai completăm ceva, un formular, să mai... Să mai încarcă un om altul. Da, și atunci trebuie să încarci personalul care e cu o activitate suplimentară. Dar, pe ansamblu, zic că ne descurcăm. E ok. Da. Vedeți că discutam și înainte de emisiune puțin și spuneați că partea asta de online capătă și exact cum ați arătat și din punct de vedere al evoluției. Online-ul capătă din ce în ce mai multă putere. Credeți că în afară, zic, de plata efectivă a taxelor, s-ar putea ca acest online să capete și mai mult în viitor, adică să poți să trimiți acte, documente, că de multe ori când vrei să radiezi o mașină sau așa, vii și oare da, să lucrează, să lucrează. În ultimul timp s-au făcut pași importanți în domeniul ăsta. De exemplu, certificatul de neurmărire fiscală, deocamdată au zis doar pentru persoanele juridice, să poate elibera online. Dacă ai semnătură electronică, practic faci cererea online și... Deci acela se poate și acum. Cu sticul și îți iei... Se poate, de, da. Suntem pe ultima sută, zic că o săptămână, două, probabil că se poate elibera. Ia, asta e o veste bună. Și de asemenea, corespondența în ultimul timp, deci s-a modificat și legislația și ne ajută ca să fie și dovadă în instanță, să aibă valoare de probă în instanță, că a fost comunicat un anumit document. Pentru cei care depun o cerere că vor ca să primească corespondența doar electronic, să te comunică doar electronic, nu-i mai trimitem prin poștă. Și e dovadă în instanță. Practic economisiți și niște costuri, că poșta aia la câte trimiteți bănuiesc? Sunt destul de mari cu poșta. Cheltuiala, bugetul nostru, cheltuielile de bunuri și servicii, poșta ocupă mai mult de jumătate. Oh, e mult. Da. Da, păi adevărul e că la câți contribuabili aveți, numai trebuie să trimiteți și așa. Da, în jur de 1,5 milioane de lei am cheltuit. De exemplu, să iau bugetul de anul trecut, cam 1,5 milioane s-au cheltuit numai cu cheltuielile cu poșta. Da, deci ar fi un pas în plus pentru da, și încet, încet, nu știu, mă gândeam acum eventual să și stimulăm, să stimulăm contribuabili în acest sens, să le, eventual să le acordăm o scutire de impozit pentru cei care vor să facă această, să primească corespondența electronic. Online, electronic. Pentru viitor. Poate că ar fi o idee să vin cu o propunere în sensul ăsta și... Da, e o propunere minunată până la urmă. Cei care doresc și care își permit și așa, bineînțeles că se economisește foarte mult și hârtie și timp și bani. Și din toate direcțiile și din partea contribuabilă și din partea noastră. Da, din ce în ce mai mult. Deci, exact cum ați și presupus, partea asta electronică probabil că va prinde din ce în ce mai mult teren. Și în momentul de față, cei care au cont pe Brașov City vor primi decizia și au bifat acolo că vor să-i comunicăm online, vor primi decizia online. O să o vadă automat în mediul lor.
Da. Deci noutăți destul de multe din punctul ăsta de vedere. Vă așteptați și anul ăsta la un grad de colectare ridicat? Da, noi avem sistemul destul de bine pus la punct și nu văd așa ce piedici ar exista a nu putea să colectăm impozitul ăsta. Amenziile de circulație rămân, se pot plăti în continuare și la... Se pot plăti și pe ghiseu.ro și, pe, și la ghișele noastre. Și... Din punct de vedere, haideți dacă să facem și o cât de cât o recapitulare. Bun, sunt oameni care sunt convins că cunosc ce taxe și impozite se pot plăti la dumneavoastră, dar aș vrea să amintim așa, măcar pe cele principale, dacă nu... Probabil că sunt foarte multe, dar impozii, clădiri, case, adică deci zona cele asta. Cele trei principale pentru care să primești și bonificația, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul auto. Astea cele, cele trei, mai, da, cele mai întâlnite. Parcările auto. Da. Pentru, la parcări nu există bonificație, nu prevede legislația. Și după aceea sunt amenziile și alte taxe de timbru și alte tipuri de, de care, impozite. Da, cele principale, aia aveam să le amintesc. Deci pe cele trei se plătesc taxe se poate da bonificații. De construcție și știu și alte taxe. Exact, taxele de autorizație de construcție. Deci numai pe cele trei sunt bonificații, ce a zis. Auto, impozii pe spectacole. Orice vine, da. Tot ce e practic reglementat de legislația locală în speță sau de cea națională prin... din punct de vedere al, am aici o, am scos niște niveluri, să zicem, la, apropo de taxe și impozitele locale, pe 2017, de exemplu, cele care sunt împărțite pe zone. Și am luat un exemplu la cel din zona A, va plăti pentru un apartament de două camere un impozit de 194 de lei, iar în zona D 104 lei. Aici am luat ceva mediu. Zona A, zona D, 194-104 lei, iar cele pe, cei care dețin un teren, spre exemplu, de 500 de metri pătrați, în funcție de zonă, aici nu le-am mai luat chiar pe fiecare, vor plăti între 105 lei și 445 de lei. Da, aici a mai venit o modificare, bine că mi-ați adus aminte cu referitor la teren. În vechea legislație prevedea că cine avea mai mult de 400 de avea o suprafață de, să zic, 500 de metri, pentru primii 400 de metri plătea impozit teren construcții, chiar dacă terenul era agricol. Acum au venit și au scos această reglementare și dacă ai 500 de metri, plătești pentru 500 de metri, deci e fâneață, plătești pentru fâneață. Fâneață. E agricol, nu, nu a venit, da, era un impozit practic suplimentar. Pentru primii 400 se considera curs construcții, indiferent ce fel era. Era livadă, era unde e impozitul mult mai mic. E exact față de cel de construcție, evident. Dar au fost o grămadă de discuții pe tema asta și guvernanții au scos această prevedere. Până la urmă, un impozit în minus e un lucru pozitiv. Nu avem cum să ne bucurăm, cum să nu ne bucurăm de, de această idee. Vă așteptați față de anul trecut, nu știu, așa ca idee, la un aflux, adică să le spunem oamenilor cumva și ideea de a nu se înghesui la ghișeu, să încerce să-și plătească, adică să le dați niște îndrumări sau niște sfaturi vis-a-vis de, având în vedere experiența care a fost anii trecuți. Da, deci vor fi, sunt convins că vor fi unii care vor, nu știu, poate că e și o întrecere, așa că vor să care fie, achită primul. Să fie primul impozit, deși nu avem un premiu din punctul ăsta de vedere, cine achită primul impozitul, dar primele zile o să fie mai aglomerat, după care apare o relaxare. Acum, în funcție și de cum să încasează pensiile, vin și plătesc. Exact. Și va mai fi la sfârșitul lunii martie, la fel, iară un boom. Când să... Se pierde bonificația aceea, probabil. Și vin mai la finalul lunii să plătească ca să primească acea bonificație. Încurajarea ar fi atunci, înțeleg, să încerce să acceseze și mai mult sistemul online, să acceseze sistemul online și noi avem și program prelungit pentru cei care lucrează până mai târziu. Miercuri avem până la 6:30 program la sediu Direcției Fiscale, când pot veni să-și plătească. Și în rest e de dimineață de la 8? De la 8 până la 16:30. În fiecare zi și miercuri până la... La miercuri avem până la 6... Până la 18:30. Masă. Sunt persoane care au serviciu, care termină mai târziu și nu pot ajunge să la 4:30 să vină. Se pot plăti impozitele și de către altă persoană? Da, se pot plăti și de către altă persoană, numai trebuie să știe datele celui pentru care plătește impozit. CNP-ul, da, în principiu CNP-ul.
Da, deci cu CNP-ul te poți duce da. Și se îți spune cât ai de plată și la ce ai de plată și se poate da. Plăti, pentru că știu că există și varianta aceasta. Din punct de vedere al, nu știu, încărcării oamenilor care sunt acolo, că de-aia v-am întrebat și la aglomerație, și cei oameni de acolo au un, au un program și voiam să... Să, tocmai văzusem un mic studiu apropo de conduita care ar trebui să o aibă oamenii, că până la urmă cei care ne privesc, cetățenii, trebuie să nu uite că și cei care sunt acolo își fac jobul și este serviciul lor și că stau 8 ore, 9 ore sau cât stau acolo făcând același lucru și este destul de greu pentru ei. Și am văzut un experiment apropo de acest lucru cu o doamnă de la un ghișeu care tot așa a încasat taxele, nu era în România, era în altă țară și care... Da, femeia era tot așa destul de preocupată și, hai să zicem, plictisită de ceea ce făcea, că era normal, făcea același lucru repetitiv cumva. Și la coadă se strânseseră oameni și au venit și pe măsură ce plăteau, zâmbeau, pur și simplu. Zâmbeau doamnei care le încasa banii. Era un, că până la urmă tot dădeai banii, că concluzia asta era că îi dai zâmbind sau că îi dai nervos, tot îi dai și tot aia se întâmplă. Și zâmbeau doamne și a zâmbit unul, a zâmbit al doilea, al treilea și a observat că, de exemplu, la, nu mai știu, al câtelea, nouălea, optulea, care trecea pe acolo și plătea și zâmbea, doamna a început să zâmbească și a început să se deschidă și la rândul ei. Și a fost un exemplu frumos și m-am gândit să-l dau, că tot e început de an și mă gândesc că un zâmbet n-ar strica nici dintr-o parte, nici dintr alta, că până la urmă tot se dau banii, taxele tot le plătești și tot acolo ajungi, din punctul ăsta de vedere. De-aia m-am gândit să... Este corect ce spuneți dumneavoastră, sigur că trebuie să avem o atitudine pozitivă și să comunicăm cu, frumos cu contribuabilul. Exact, din ambele părți a trebuit da. Să fie. Domnule Marian Voinescu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Secretele Brașovului. Vă aștept cu mare drag ori de câte ori mai aveți informații pe care vreți să le transmiteți brașovenilor și celor din prejur, pentru că până la urmă, așa cum spuneați, un grad mare de colectare ține de un management bun și o informare foarte bună, cred că, a celui care vine și plătește. Mulțumesc! Oameni buni, luăm o scurtă pauză și ne revedem!